Italia se pregătește pentru un nou episod de vreme severă. Meteorologii au emis noi avertizări de ploi abundente și spun că se vor acumula cantități de apă chiar și de peste 200 de litri pe metru pătrat. Codul roșu de inundații rămâne în vigoare cel puțin până duminică. 14 oameni au murit până acum și peste 30.000 de oameni au fost evacuați din zonele acoperite de ape și distruse de alunecările de teren. Vedem imaginile. Mergem la Nati Badea, corespondent Antena 3 CNN în Italia, care ne dă informații despre operațiunile de salvare din zonele devastate de inundații. Bună ziua, Nati! Bun găsit tuturor! Situația continuă să fie dramatică în regiunea Emilia-Romagna din Italia. Mii de salvatori voluntari, dar și armata continuă să acționeze zi și noapte pentru a pune în siguranță persoanele aflate în zonele calamitate, în localitățile inundate de ape. Chiar și în această noapte și în această dimineață în provincia Ravenna au fost evacuate persoane din cauza alunecărilor de teren și din cauza apelor care vin dinspre Bologna spre mare și continuă să inunde localitățile pe care le întâlnesc în cale. Ei bine, sunt peste 20.000 de persoane sinistrate, peste 20.000 de persoane care nu au încă apă și curent electric de mai bine de 3 zile. Autoritățile acționează și încearcă să ajungă la cei sinistrați să le dea mâncare și apă. Recoltele sunt compromise, 5.000 de ferme agricole se pare că sunt sub ape, iar pomii fructiferi din zonă, livezile, se pare că au recoltele compromise pe următorii 5 ani. În Emilia-Romagna trăiesc 100.000 de români, iar în zona Lugo din România, inundată ieri, trăiesc aproximativ 2.000 de români. Eu am reușit să vorbesc cu români aflați în acea zonă. Este destul de grea comunicarea pentru că nu au curent electric și trebuie să meargă mai mulți kilometri pentru a ajunge la alte persoane care au curent electric ca să-și încarce telefoanele mobile. Nu au apă curentă și nici curent electric. Pe de altă parte, străzile sunt închise și inundate în acest moment. A și plouat din nou astăzi, ceea ce este o adevărată dramă. Supermarketurile sunt goale pentru că locuitorii și-au făcut provizii de teama unor noi alunecări de teren și de teama unor noi ploi, astfel încât să reziste cât mai mult timp să-și facă provizii. Pe de altă parte, la supermarketuri nu mai poți plăti cu cardul pentru că nu există curent electric și ești obligat să plătești cu bani cash. Foarte mulți nu au bani cash pentru că în societatea noastră se folosesc foarte mult cardurile, așadar situații inedite și dramatice, am putea spune. Evident că voi reveni cu informații noi la Antena 3 CNN de fiecare dată când vor exista noutăți.